Administratorul public al județului Suceava a anunțat că se va face o evaluare a calității serviciilor oferite de către toate unitățile de cazare existente în mediul rural în vederea acreditărilor. Intenționăm a găsi 100-150 de case care să îndeplinească anumite condiții de calitate, respectiv să aibă o toaletă în cadrul casei și o cameră sau mai multe care poate fi oferită turiștilor în regim hotelier. Aceste persoane vor deveni persoane fizice autorizate și vor intra într-un circuit pe care noi îl vom recomanda turiștilor. Cele aproximativ 150 de unități de cazare acreditate din mediul rural vor beneficia de o campanie de promovare puternică din partea Consiliului Județean. Prin recomandarea acestora către agențiile de turism din județ, publicitatea națională susținută de campanii mediatice, pliante, broșuri și includerea acestora în revista pentru turism, care va fi editată de către administrația județeană.